Bună, fetelor, și bine ați venit pe canalul meu Mădă Makeup. Astăzi vreau să fac pentru voi un filmuleț despre produsele de la Inclot. M-am hotărât să fac acest video pentru că înainte să-mi cumpăr produsele, nu știam foarte multe despre ele și am căutat la rândul meu pe YouTube filmulețe despre produse să mai aud alte păreri înainte să le cumpăr. Vroiam să știu dacă sunt pigmentate, dacă țin foarte mult înainte să-mi cumpăr produsele. Din păcate nu am găsit foarte multe filmulețe pe YouTube. De fapt am găsit, dar în engleză, în românește eu nu am găsit niciunul. De aceea m-am hotărât să fac eu astăzi un video pentru voi. Poate o să vă folosească vouă în luarea deciziei, dacă doriți să vă cumpărați ceva de la ei. O să încep cu paleta mea cu farduri de ochi. Paleta arată așa. Aceasta este o paletă pentru 10 culori. Eu mi-am cumpărat numai 5 pentru că vroiam să le încerc. Sistemul de deschidere, paleta are 4 magneți și se deschide foarte simplu. Arată așa. Se închide la fel. La închidere trebuie să aveți un pic grijă, fiindcă magneții sunt foarte puternici și e posibil să vă prindeți degetele, unghiile, nasul, urechile. Eu am reușit de fiecare dată. Acestea sunt culorile pe care mi le-am ales eu. Prima culoare, acest verde, este preferatul meu. Este numărul 57. Următoarea culoare este un mov mat. Acesta este numărul 320. Următoarea, un galben, numărul 474. Eu îl folosesc foarte des în combinație cu verdele. Împreună chiar sunt foarte frumoase și de asemenea folosesc această culoare, care este un maro cărămiziu. Folosesc verdele și galbenul pe toată ploapa și folosesc acest maro cărămiziu în pliul ploapei ca și umbră și arată foarte bine împreună. Cele trei culori sunt toate metalizate. Ultima culoare este un bej foarte deschis, este numărul 07. Eu îl folosesc ca și iluminator pentru colțul ochiului sau sub sprânceană. Acestea sunt culorile. Cele 5 culori care lipsesc, deja mă bucur, vor fi cât de curând în paletă. Sunt foarte încântată de produse, sunt foarte pigmentate și țin ore întregi. Eu folosesc oricum de fiecare dată o bază pentru fardul de ochi. Și pot să vă spun că țin foarte multe ore. Sunt foarte mulțumită de ele. În România, din câte știu, costă un fard, un mono, costă 20 de lei. Asta este paleta. Acum o să vă arăt paleta cu rujuri. Cu 5 rujuri. Acestea sunt culorile. Prima culoare este un roșu foarte aprins, este numărul 09. Următoarele două sunt un roșu mai închis, un roșu grena, numărul 11 și numărul 66. Penultima culoare este un mov foarte deschis, este numărul 85. Și ultima culoare este o culoare foarte naturală, este numărul 24. Eu o folosesc să estompez culorile acestea dacă sunt prea puternice. De obicei, roșu devine foarte puternic pe buze și folosesc un pic din culoarea aceasta ca să-l mai estompez. Și rujurile sunt foarte bune, vi le recomand și pe acestea. Paleta chiar este practică, micuță. Vreau să vă mai spun că au și alte palete multifuncționale. Asta înseamnă că în aceeași paletă puteți face o combinație de farduri de ochi,
rujuri și de asemenea blush-uri. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar, deoarece pentru călătorii în special, dacă vreți să luați cu voi numai o paletă cu toate trei produsele. De asemenea, mi-am mai luat de la ei două farduri, doi pigmenți. Acesta este un maro metalizat, maro verzui metalizat și acesta este un portocaliu, de asemenea metalizat. O să încerc să vi-l arăt. Acesta, cel maro, este numărul 64, arată așa. Și cel portocaliu este, are numărul 26 și e un portocaliu foarte deschis și superb. Eu folosesc de fiecare dată și la ele o bază de machiaj, pentru că altfel se împrăștie pe toată fața, dar cu baza de machiaj chiar rămân pe ploapă și țin ore întregi, nu am avut probleme cu ele. Ultimele două produse sunt două creioane pentru ochi. Am un numărul 526, l-am deschis în partea greșită, aceasta este culoarea, este un verde foarte deschis, metalizat. La capătul celălalt, amândouă creioanele au un burețel, foarte practic, puteți să estompați culoarea să nu rămână ca o dungă dată creionul. Cu acesta puteți să estompați și rămâne ca o umbră, foarte frumos și foarte practic. Și celălalt creion este numărul 527. Este un albastru turcoaz, albastru verzui turcoaz, foarte frumoasă culoarea. Acestea au fost produsele pe care le-am cumpărat eu. Vi le recomand cu dragă inimă, chiar sunt foarte bune, pigmentate și țin foarte mult. Sper să vă fie de folos acest filmuleț, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și pe data viitoare! Pa, pa!